Sper că într-o săptămână acest proiect de statut să fie gata atunci când vom avea primele discuții. Așa cum am spus, fiecare localitate își va trimite reprezentanți din cadrul consiliilor locale și vor forma acel consiliu coordonator al zonei metropolitane. Asta este regula azi, fără să fim niciun fel subiectivi. Primarul localității cel mai mare în speță, Suceava, va fi președintele acestei zone metropolitane, iar primarii celorlalte localități automat vor fi vicepreședinții zonei metropolitane. Sunt proiecte multiple pe care vrem să le dezvoltăm. În primul rând, se leagă de transport. Dacă ele vor fi de acord, aceste localități, putem pune mână de la mână, cum se spune, să mai cumpărăm autobuze la TPR, să putem face acoperire în transport în jurul zonelor limitrofe, să putem face o strategie comună de gratuități pentru elevi, studenți în primul rând și alte categorii prevăzute de lege. De asemenea, gestionarea deșeurilor, aici deja proiectul este unul comun, dar discutăm și de gestionarea selectivă, de transportul deșeurilor. Discutăm modalități de colaborare, cât se pot fi în beneficiul tuturor asociațiilor care sunt în această zonă metropolitană. Și de asemenea pe probleme de urbanism și în ultimul rând am văzut și azi în presă o informație care sigur nu ne bucură, Suceava are cel mai mic PIB pe cap de locuitor din România. Trebuie să facem ceva, să dezvoltăm, să creăm locuri de muncă și aici cred că putem colabora în dezvoltarea unor proiecte economice, proiecte industriale comune cu localitățile din jur. Și aici sigur că aceste localități, multe din ele au proiecte de teren disponibile. De exemplu, Primăria Municipiului Suceava are disponibilități financiare, să zicem, mai mari. Putem găsi o soluție, putem găsi o colaborare, putem asigura o cofinanțare, să putem pune la dispoziție niște terenuri pentru firmele interesate. Este prioritate pentru mine ca primar să dezvoltăm cât mai multe locuri de muncă. Mai ales, așa cum am spus și altă dată, ne dorim să creștem cât mai mult veniturile proprii ale primăriei, pentru că așa mi se pare corect și normal.